În anul 2007, dacă nu mă înșel, când am fost în România, sau în 2002, nu știu exact, aici este tati și mami, poate să mă ajute, era în perioada aceea când în întreaga lume era problema gripei aviare, bird flu. Și am ajuns în România și din când în când, în 50 de kilometri, eram opriți pe stradă și erau oameni îmbrăcați în niște costume speciale, hazmat, sau cum le spune aici în America, și spreia toată mașina cu niște spray-uri. Ideea era, the bird flu era in season și trebuia să avem grijă să nu cumva să ne contaminăm. Nu m-am contaminat în România, nu ne-am contaminat în România. Însă, vedeți dumneavoastră, întotdeauna frica noastră este ca nu cumva să ne contaminăm dacă trecem pe undeva, nu? Contaminarea fizică este una, contaminarea spirituală este alta. Și în această seară, după un an și jumătate după ce am predicat o predică despre biserica din Efes. Și atunci v-am mai surprins venind în halatul de medic. Aș vrea să predic cea de-a doua predică din acest serial, Biserica în cabinetul medicului suprem. Și titlul predicii este Pericolul contaminării. Pericolul contaminării. Este vorba de biserica din Pergam și avem aici pe screen Asia Minor, Asia Mică, Turcia din zilele de astăzi, aici este Grecia, acolo sus ar fi Bulgaria și România ar fi undeva mai sus, că noi suntem întotdeauna mai sus. Dar este vorba de acest oraș Pergam. Numele orașului tradus înseamnă citadelă. Și a venit o zi în care Domnul Iisus Hristos, medicul suprem, a făcut o vizită acestei biserici. Și când El face o vizită, când biserica intră în cabinetul medicului suprem, atunci cu siguranță diagnosticul pe care El îl dă este unul corect. Este un diagnostic care trebuie să ne pună pe gânduri. Este un diagnostic de care trebuie să luăm seama. Așadar, haideți în această seară să vorbim despre pericolul contaminării, pericolul contaminării spirituale și să ne întrebăm, oare nu cumva există un danger of contamination in our own church, în biserica ta? O contaminare spirituală. Primul punct pe care vreau să îl punctez aici, foarte, foarte rapid, primul lucru pe care vreau, spune aici cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citesc cuvântul Domnului din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 12 la 17. Îngerului bisericii din Pergam scriei, adică păstorului bisericii din Pergam scriei, iată cel ce zice, cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin.
Iată scrisoarea. Iată ce spune medicul suprem. Doctorul Hristos, nu doctorul Crinișor, doctorul Hristos. Și primul punct, și pentru prima dată să vedeți ce rău este că nu avem buletine, astăzi nu avem buletine. Primul punct care vreau să-l atrag atenția este bisturiul doctorului. Bisturiul doctorului. The doctor has a scalpel. I-am adus aici ceva care se arată ca un bisturiu. It's a letter opener. Dar puțin destul de ascuțit, să știți. Când vezi un doctor cu bisturiu în mână, what's next? Surgery. It's a surgery. Ei, uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul bisericii din Pergam scrie: iată cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Când Domnul Iisus Hristos vorbește bisericii din Efes, spune: iată cel ce zice, cel ce ține cele șapte stele și umblă printre sfeșnice. Bisericii din Sardes se zice: eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Bisericii din Pergam însă îi spune: iată cel ce zice, cel care are o sabie cu două tăișuri în mână. Sabia aceasta, bisturiul acesta, vorbește în primul rând despre autoritate. Sabia era simbolul puterii. Avea sabie înseamnă avea putere de viață și de moarte. Numai autoritățile romane de atunci, în Imperiul Roman, aveau această autoritate. Apostolul Pavel, de fapt, spune în Romani 13 cu 4, când vorbește despre cei puși în slujbă, despre dregători. Romani 13 cu 4. El este slujitorul lui Dumnezeu, adică cel care este pus deasupra noastră, pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. Sabia este simbolul autorității. Și Domnul Iisus Hristos are autoritate. Are autoritate să taie. El are autoritate. Sabia este simbolul dreptății. Pentru că, spre deosebire de autoritățile romane care judecau omenește, spre deosebire de oameni care chiar din biserică poate să judece greșit, cuvântul lui Dumnezeu este sabia aceea cu două tăișuri, este adevărul care întotdeauna taie cu dreptate. Și apoi, sabia aceasta, bisturiul acesta, este și un simbol al pedepsei. Și știu, este foarte riscant să vorbești în secolul 21 în America despre pedeapsă de la Domnul. I mean, it's God is the God of love, nu-i așa? El ne iubește, dar ne iubește așa de mult încât câteodată ne și pedepsește. Și o să vedeți cum spre sfârșit, versetul 16 spune: altfel voi veni la tine curând și mă voi război. Auzi ce spune Domnul Iisus Hristos? Mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Acesta este bisturiul medicului. Bisturiul medicului. Ei, mergem mai departe și intrăm, de fapt, în miezul predicii, și anume, după bisturiul medicului sau al doctorului, vedem analiza pe care doctorul o face. Când mergem la medic, vedeți, medicul ne trimite la lab. Ne trimite la laborator și așteptăm cu sufletul la gură să vedem rezultatele de la lab. Testele. Și medicul le citește. Ei, în cazul nostru, Domnul Iisus Hristos, He doesn't need your lab results. N-are nevoie. Pentru că El se uită la tine, se uită la mine și îmi spune exact care e problema mea. Îți spune exact care este problema ta. Și primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl face are o încurajare în ceea ce privește trecutul. Mă gândesc că biserica era oarecum îngrijorată de lucrurile prin care a trecut. Și uitați ce spune versetul 13. Știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al satanei, unde este tronul satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Vedeți, Dumnezeu când vine și ne dă un mesaj, când ne pune diagnosticul, întotdeauna are un mesaj de încurajare. Cu asta începe. Noi oamenii câteodată nu mai încurajăm, ci numai, bum, spunem,
lucrurile așa, direct, bland. Nu vedem nimic încurajator. Dar Domnul Iisus Hristos prima dată încurajează și spune: știu unde locuiești. Unde locuia biserica din Pergam? În Pergam. Pergamul era un oraș prosper, un oraș bogat. Una din cele mai bogate orașe din Asia Mică. Știu că oarecum s-ar putea să vă pierd acum pentru câteva date istorice și geografice, dar sunt foarte importante. Vor avea o aplicație spirituală în seara aceasta și au o aplicație spirituală. A fost construit pe un deal la 15 maile de mare. Nice view. Ia uitați-vă aici, sunt ruinele. Poate într-o zi vom ajunge și la... să vedem, să vizităm cele 7 biserici. Sunt ruinele a teatrului de acolo și de acolo aveai view la Marea Egee. Un oraș frumos. Pliniu cel bătrân, un istoric, spunea: Pergamul este cel mai ilustru, cel mai frumos oraș din Asia Mică. Orașul acesta era plin de oameni educați. În Pergam exista o bibliotecă de 200.000 de volume, de suluri. Numai Alexandria, în Egipt, avea o bibliotecă mai mare decât Pergam. De fapt, era o competiție între aceste două orașe. Era un oraș deosebit și te rog să pui cam in the next slide. Cam așa arăta Pergamul, înălțimea aceasta, și trebuie să cumpărăm un alt video, un alt projector, pentru că se pierde din claritate. So, media department, go ahead and buy one. Era un oraș religios. Erau foarte multe temple ridicate în acest oraș. Ia uitați aici. V-am spus despre această library, despre această bibliotecă. Era templul zeiței Atena sau zeița Diana a efesenilor, al cărei chip, spuneau ei, a căzut jos din cer, probabil un meteorit. Era piața aici, Agora. Aici era templul lui Dionisus sau lui Bacchus, al cărui zeu era Bacchus, zeul vinului. Ai, aici te duceai și trăgeai o beție bună. Te închinai un pic la zeul ăsta. Aici era teatrul. Aici era altarul lui Zeus sau lui Jupiter. Next slide, please, Cami. Mai jos undeva era altarul și templul lui Asclepius. Ăsta era fiul lui zeului Apollo. Zeul Apollo care a avut intimitate fizică cu o prințesă și l-a născut pe Asclepius, și Asclepius era cel care vindeca oamenii. Recunoașteți acest semn? Semnul farmaciei. Well, Asclepius avea acest băț cu șarpele încolăcit. Era un oraș religios. Mai mult, în acel oraș, și vă rog, next slide, please, era templul lui Zeus, care era cel mai mare dintre toți zeii grecilor. Prin anii 1800 s-au făcut niște escavări acolo și un arheolog a găsit acolo ruinele și a reconstruit acest templu al lui Zeus, și putem să-l vedem când vom merge odată la Berlin, putem să vedem templul lui Zeus. Uitați, exact așa arăta și vedeți care este și dimensiunea. Ce vreau să spun? Biserica din Pergam locuia într-o societate pluralistică. Toți zeii pe care îi vroia el, toți erau acolo. Mai mult, Cami, te rog să duci înapoi la slide-ul ăla cu toate templele. În acel oraș era și templul lui Traian. Noi românii știm cine e Traian, nu? Că noi suntem urmașii lui Traian. A fost împăratul roman care a cucerit Dacia. În Pergam a fost primul oraș în care s-a construit un templu în care cezarul era considerat Dumnezeu și trebuia să te duci și acolo să te închini. Asta era orașul în care era biserica. Un oraș religios, dar totodată un oraș ostil. Ostil. Cum credeți că priveau ei la credincioși? Cum credeți că priveau ei la
creștini. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Știți ce înseamnă asta? Satana nu este omniprezent. Satana nu poate să fie peste tot în același loc. Știți ce înseamnă asta? Satana era în vizită prin alte orașe, dar rezidența lui era în Pergam. Și poate că denumirea aceasta, scaunul de domnie al Satanei, vrea să spună de fapt de toată concentrarea de forțe demonice care erau în acel oraș. Ostilitatea era atât de mare încât unul din creștini, numit Antipa, așa spune aici, Antipa, numele lui Antipa înseamnă a fi împotriva tuturor. Și vreau să spun asta, nu era fratele contra. A fi împotriva tuturor păcatelor, împotriva tuturor zeilor. Și pe omul acesta l-au omorât pentru că s-a împotrivit presiunii din afară. Frați și surori, este ușor să slujești Domnului Iisus Hristos când totul îți merge bine. Este ușor să slujim Domnului când toți sunt nice cu noi. Este ușor să slujești Domnului Iisus când obții ceea ce dorești. Și Domnul Iisus Hristos le spune, știu cât de greu este să trăiești acolo. Știu presiunea în care locuiți. Știu ce înseamnă să ți se împotrivească Satana. De când m-am născut, Satana a vrut să mă ucidă. După aceea m-am dus în wilderness, în pustie, 40 de zile. Și Satana a încercat să mă doboare. M-a ispitit. Știu ce înseamnă lucrul acesta. În Ghețiman, Satana a vrut să mă zdrobească. Pe cruce, Satana a vrut să mă zdrobească. Știu, spune Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să te încurajez. Satana n-a putut să-ți facă nimic. Cu alte cuvinte, la prima vedere, primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos îi spune bisericii din Pergam, mă uit la tine și n-ai nicio rană exterioară. You're looking good! Nu te-a putut zdrobi! Nu te-a putut doborâ! În afară n-ai nimic? Ar trebui să ne uităm puțin să vedem dacă n-ai ceva hemoragie internă. There is nothing in exterior. You're not bleeding. Cum se aplică la noi, frate Crinișor? Trăim în cea mai frumoasă parte a Americii. Is that right? Și cei de la Portland trebuie să spună că așa este. Că veniți la noi în vizită și vă place California. It's the most beautiful place in America. Nu e ieftin să locuiești aici. Este o zonă bogată, care te face să muncești mult pentru a supraviețui. O zonă religioasă, avem biserici la tot felul și tot felul și temple și alu Buddha și alu cutare alu toți, nu? Nu există un alt loc în lume, spunea cineva, spun studiile, o diversitate mai mare decât în Orange County, California. Suntem tot felul de nații, asiatici și români, tot felul, tot felul. Este aici un pluralism, este o societate pluralistică. Nu avem templul cezarului, dar avem templul umanismului. Oamenii se închină la oameni. Fac totul pentru a mă simți eu bine. Închinarea la om este în floare. Și dacă creștinii odinioară erau tentați să meargă la templul lui Zeus, la templul lui Bacchus, la templul lui Cezar, ca să stabilească poate legături de business, poate și astăzi noi suntem tentați să mergem la același fel de temple. Și să ne compromitem credința noastră just to get some business. Just to be accepted, să fim acceptați de oameni. Tentația este mare, oriunde am fi, în Orange County, în Portland, în România. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, știu unde locuiești. Și Domnul Iisus Hristos îi spune bisericii din Pergam, Satan n-a reușit să te rănească prin persecuție. Vedeți, mulțumită descoperirilor medicale, acum nu ne mai speriem de tuberculoză, cum se speriau oamenii acum 100 de ani. Nu ne mai speriem de pojar, de measles. Nu ne mai speriem de pneumonie, de aprindere de plămâni. Spunem, e doar o pneumonie, o să treacă. E doar un pojar, o să treacă. E doar cutare, o să treacă. Avem vaccin pentru asta. Ei, tot așa din punct de vedere spiritual, când vin persecuțiile împotriva noastră, datorită Domnului Iisus Hristos, când vine o problemă, putem să spunem, este doar un bankruptcy. Who will recover? Amen? O să recover, yes! Știe cineva. Este doar o persecuție, este o nedreptate. Who will recover? Este doar cancer.
o să treacă. Este doar moarte. O să ne recuperăm. Dar nu o să renunțăm la ceea ce credem și a cine credem în Domnul Iisus Hristos. Never ever. Amen? Amen. Cu asta ne încurajează Domnul Iisus Hristos. Ei, în ceea ce privește trecutul, Domnul Iisus Hristos spune, fiți liniștiți. Doesn't matter, nu contează ce spune oamenii despre voi, nu contează ce spune oamenii despre biserica voastră, nu contează că sunteți arătați cu degetul, nu contează, doesn't matter. You made it. Ei, acum se uită doctorul mai bine la noi, la mine și la tine și ne spune ceva în ceea ce privește viitorul și are o îngrijorare în ceea ce privește viitorul. Dar am ceva împotriva ta. Ce ai, Doamne? Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, versetul 14, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Ochii doctorului n-au trecut peste ceva care părea contaminat. Să uite doctorul la mine, să uite doctorul la tine, auzi, ai ceva pete pe plămâni. Ai grijă. Ai un mic chist undeva. Ai grijă. Doamne, ce să fie? Ei, ai niște organe care sunt infectate de un microb foarte periculos. Be careful. Ciudat, nu-i așa? Vedeți, problema bisericii din Pergam n-a fost persecuția, ci perversiunea care a început să lucreze pe nesimțite, încet, încet, și să-și facă apariția la unii, la toți. Știți? If Satan cannot destroy the church, he will join the church. Dacă Satana nu poate să distrugă biserica, va veni la biserică. Și poate să vină la biserică. Vă amintiți de gluma aceea în care tot predicau, a venit Satana odată și l-a dat la o parte pe predicator și toată biserica a fugit și a rămas un bărbat acolo. Și Satana îi spune, auzi mă, tu nu știi cine zice? Ba știu, cine ești? Satana. Și zice, și tu de ce nu pleci? Deci eu sunt căsătorit cu sora ta. Satan can join the church. He will do everything in his power să distrugă biserica. Din interior, dacă nu poate din exterior, nu? Un grup mic din biserică trăiau cum nu trebuie. Și Apostolul Pavel ne spune că puțin aluat va strica toată plămădeala. Și totuși, foarte interesant, Domnul Iisus Hristos se adresează îngerului bisericii, se adresează păstorului bisericii, se adresează bisericii în întregime. Pentru că sunt un înger al bisericii, adică un păstor al bisericii, m-am pus în situația păstorului din Pergam și m-am întrebat, oare a mai putut să doarmă după ce a primit scrisoarea? Apostolul Pavel spune, care din voi n-a păcătuit și eu să nu ard? Eu cred că n-am mai putut să dorm. Cred că îl durea de biserica lui. El care poate credea că totul e ok, totul e bine. Care era pericolul? Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Ce știm noi despre Balaam, frați și surori? Balaam era profetul profitor. Ăsta umbla după banii oamenilor. Ăsta profeția pe bani, știi, se mai practică, mai ales prin comunitatea română, nu? Să vii și să faci colecte și le profețești la fiecare ce vrea el. Nu problem. Important e să avem profeții, să vorbească Duhul Domnului. I'm sorry, să mai întâmplă. Cred în profeții, să nu cumva să credeți că nu cred, dar se mai întâmplă și știm și toți am pățit-o. Toți am pățit-o.
L-a plătit Balac ca să blesteme pe poporul lui Israel și n-a putut. N-a putut. Și după aceea Balaam a venit cu un alt, profetul ăsta a venit cu un alt plan. A adus niște femei moabite înaintea războinicilor evrei și planul a reușit. S-au luat după aceste femei, au păcătuit, s-au dus cu ele în templele dumnezeilor lor și s-au închinat la idoli. Numeri 25, versetul 1 la 3. Timpul trece, mă tot uit la el. Cineva mi-a zis să nu cumva să spui când termin predica. Nu o să spun când termin predica, o să vedeți când se termină. Numai că e cam cald aici, nu știu ce se întâmplă, nu mai merge AC-ul. Frate Viorel, ce se întâmplă? Învățătura lui Balaam. Ia uitați ce spune, numărul 25, începând cu versetul 1. Ce a făcut Balaam? Numbers 25, verse 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Versetul 3. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Asta era învățătura lui Balaam. Învățătorul lui Balaam, frați și surori, este compromiterea cu lumea, materialismul, imoralitate, idolatrie, amestecarea lucrurilor sfinte cu cele păcătoase. And hear me out. What your classmate cannot do when he makes fun of you that you are a Christian. Just a few images on the internet can do. Ceea ce un coleg de clasă nu poate să facă atunci când îi spune you're a Christian, you're a narrow-minded guy, you man, I cannot believe you're a Romo. Un român din ăsta îngust. FOB. Fresh off the boat. Ceea ce el nu poate să-ți facă, niște imagini pornografice de pe internet, poate să-ți facă lucrul acela. Poate să trezească în bărbat niște pofte care încet, încet duc la idolatrie și totul se distruge. Se distruge reputația ta, familia ta, biserica din care faci parte. Totul! Like this. Idolatrie. Frate, nu mai sunt idole acum. Noi nu avem niciun... Ba da, avem idolatrie. Orice și oricine din viața ta care este mai important pentru tine decât Dumnezeu este idolatrie. Amen? Așa este. A iubi pe cineva mai mult decât pe Dumnezeu înseamnă idolatrie. A-ți fie frică de cineva mai mult decât Dumnezeu este idolatrie. Chiar a te îngrijora nespus de mult, frați și surori, este idolatrie. De ce? Tu crezi că îngrijorarea este mai mare decât Dumnezeu. That's idolatry. Știu că v-am gândit, cum se poate așa ceva, nu? A sluji pe cineva mai mult decât pe Dumnezeu este idolatrie. Un idol poate fi o statuie din piatră, dar la fel de bine un carnet de cecuri. Niște bancnote făcute din hârtie. O mașină făcută din tablă și fier. Una faină și don't get me wrong, I like good cars. It's good to drive a good car, a reliable car. It can be an idol. O casă din lemn și cărămidă și nu-i nimic rău cu ea, dar trebuie să o dedicăm Domnului. O barcă din fibră de sticlă, nu? O femeie sau un bărbat în carne și oase poate să fie idolatrie. Asta era învățătura lui Balaam. Și doctorul spune, ai grijă, ai grijă că ai câțiva. Și care mai era problema lor? Învățătura nicolaiților. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Cine erau nicolaiții aceștia? Nu se știe exact, dar mulți spun că nicolaiții aceștia se trag după Nicolae, unul din cei 7 diaconi ordinați în Fapte, capitolul 6 cu 5. Despre el ne spune istoria că a luat-o oarecum pe o cale lăturalnică. A predicat o învățătură liberală a credinței, amestecând-o cu obiceiurile culturii din acea vreme. Și încet, încet învățătura aceasta a prins, pentru că, vedeți, atunci când amestecăm cultura cu religia, se face Evanghelia așa de ușoară și atât de appealing, așa de ușor de acceptat și de asimilat, încât fără să ne dăm seama, we drift away, încet, încet alunecăm.
departe. Liberalismul este tot așa de periculos ca și legalismul. Este tot așa de periculos. Și știți ce credeau nicolaiții? A păcătui e un lucru bun, deoarece îi dă lui Dumnezeu o șansă să-și exercite iertarea. Cu alte cuvinte, hei, să păcătui mereu ca să înmulțească harul. No, that's fine, no problem, you know, just don't be so narrow-minded, it's fine if you screw it up, it's fine, you can recover, just move on. Ei, nu-i de mirare că nicolaiții și cu balamiții se înțelegeau așa de bine în biserica din Pergam. I mean, they were having parties, everything was fine. Hey, this is easy. It's good in the firia, nu? Ei, ăștia erau cam așa. Știți, dacă te întâlneai cu un balamit sau cu un nicolait, îți spuneau, uite care-i treaba, auzi, noi nu suntem împotriva religiei, auzi, și noi merem la biserică. Noi merem la Agape sau, mă rog, First Evangelical Church sau mai știu eu ce. We go to church. Păi știi, nu trebuie să fii așa un weirdo. Don't take it so seriously. Vezi, uite, unul a luat-o prea serios, domnule. Antipa ăsta. A luat-o prea serios și gata cu el. A murit. Nu vreau să fiu chiar așa. A fost prea fanatic. Prea fanatic. Imoralitate, materialism, idolatrie, libertinism. Știți care a fost problema în Pergam? Știți care este problema care amenință nu numai biserica noastră, orice biserică, toate bisericile din secolul 21? Problema nu este că biserica este în lume, ci că lumea este în biserică. Barca plutește pe apă dacă nu este apă în barcă. În momentul în care intră apă în barcă, barca se va scufunda încet, încet. Și aș vrea să te întreb în această seară, tu cum ești, dragul meu? Trăiești o viață dublă? O să fiu foarte direct în această seară. Îți înșel soția? Îți înșel soțul? Ești implicat într-o relație care nu ai vrea ca soțul sau soția ta să o știe? Nu cumva te uiți pe internet la niște lucruri la care n-ar trebui să te uiți și ți-ar fi rușine dacă te-ar vedea soția ta sau dacă ar ști păstorul tău? Nu cumva faci lucrurile acestea? If you do that, you are in danger of contamination. As a matter of fact, you are already contaminated. Bărbaților, când plecați într-o călătorie de business, cum vă comportați? Ce fel de filme vizionați? Ce citiți pe internet? Femeilor, ce fantezii vă trec prin minte? Cu cine îi comparați pe soții voștri? Tinerilor, vă păstrați puritatea? Do you guard your virginity? Well, this is old-fashioned stuff, Pastor. No. This is biblical stuff. Amen? Asta este diagnosticul pus de doctor. Unul care trebuie să îngrijoreze și trebuie să ne facă să ne gândim pe fiecare. Doamne, oare nu cumva sunt în pericol? Nu cumva sunt în pericol. Și doctorul, după ce îți face analiza, nu te lasă așa. Nu te lasă dezbrăcat, gol, cum spunea Paul. You know? El îți dă o soluție. Și numărul 3 este soluția doctorului. Și mă gândeam aici, doctorul ne dă o prescripție atâta de grozavă, cu tot felul de medicamente. Nu. Domnul Iisus Hristos are un singur medicament pentru toate bisericile din Apocalipsa. Știți care este? Care este? Pelincinina P. Este P? Nu este. La Domnul este. Pocăință. Get some penicillin. Pocăință. Uite ce spune versetul 16. Pocăiește-te, dar. Pocăiește-te, dar. Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Știi ce face doctorul? Nu spune, auzi, e ok. It's ok, you screwed up, it's fine, Dumnezeu, în Dumnezeu al milei și e ok, nu mai spunem la nimeni și e ok. Nu.
doctorul este indignat. E supărat. Asta nu e un doctor numai care își face jobul, care spune, cut and dry, you have cancer. Îl doare. Știi de ce îl doare? Pentru că te iubește. Știi de ce e mânios? Știi de ce te mustră? Pentru că te iubește. Și spune, pocăiește-te. Și vedeți-mi asta, fiecare ne găsim oarecum în ceea ce Domnul Iisus Hristos spune. Uite, la cine îi spune pocăiește-te? La toată biserica îi spune pocăiește-te. Pentru că este necăjit atât de perversiunea minorității, cât și de pasivitatea majorității. Îi supărați și pe ăștia puțini care fac ce nu trebuie, dar îi supărați și pe cei mulți care, that's fine, what can we do? Și pune responsabilitatea pe toți. Este periculos ceea ce fac. Dacă vor continua așa, gata cu ei. Pocăiește-te doar. Altfel voi veni la tine curând. Știi ce se face? Exact ce facem noi la copii. Jonathan, stai cu minte. Jonathan, fii cu minte. Jonathan, vezi că mă duc la tine. Și când știe că mă duc la el. That's not rapture. It's R-U-P-T-U-R. Rapture. Cum se spune? Se întâmplă ceva. Și iarăși ajungem din nou la lucrul de căpătâi, și anume pocăință. Frați și surori, poate vi se pare, ce are frate crinișorul ăsta că ne mustră acum? Nu. Nu. Trebuie să ne pocăim. V-am spus și azi dimineață, eu sunt primul care trebuie să mă pocăiesc. Nu te lăsa atras nici de balamiți, nici de nicolaiți și dacă vezi pe cineva în starea aceasta, atrage atenția asupra pericolului în care sunt. Pentru că doctorul îți dă o soluție și soluția e una singură, pocăință. Are același tratament pentru toți. Trebuie să ne pocăim toți ca și biserica. Și apoi, nu numai că ne face sănătoși, frați și surori, ne mai spune încă ceva, ne mai face o promisiune. Cu asta vreau să închei, cu promisiunea doctorului. Ne face o promisiune și îi spune, auzi, nu numai că o să faci bine, eu am ceva pentru tine. Versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Cu alte cuvinte, dacă vei urma prescripția mea, dacă te vei pocăi, nu numai că vei scăpa de pedeapsă, nu numai asta, ci am o promisiune pentru tine. Am o promisiune pentru tine. Știi, tu ai umblat prin toate templele astea, prin Pergam, să-ți cauți satisfacție pentru sufletul tău. Vreau să spun, eu am pentru tine o mâncare pe care nu găsește niciun templu, nicăieri. Nici în templul lui Bacchus, nici în templul lui Zeus, nici în templul lui Traian, nicăieri. Poți să ai toți banii din lumea asta. Eu îți dau mana ascunsă. Și ne amintim ce este mana, este mâncarea aia din pustie, care în fiecare zi venea. Și Domnul Iisus Hristos ne spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, că El este pâinea ce a venit din cer, El este mana. Părinții voștri au mâncat mana din pustie, dar au murit. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, auzi, eu o să fiu hrana ta. Eu o să te satisfac. Eu sunt cel care pot să-ți dau satisfacție sufletului tău, dar trebuie să te hrănești cu mine. În fiecare zi să te hrănești cu mine. Oare de ce îi spune ascunsă? Știi de ce îi spune ascunsă? Pentru că mana asta, Domnul Iisus Hristos, este ascunsă pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii se uită la noi și spune, dar ce tot mergi tu la biserică? Ce tot citești tu Biblia aia, Doamne? Asta e mana ascunsă pentru ei. They don't know. They have no idea ce gust are Domnul Iisus Hristos. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Ne dă mana ascunsă. Și apoi spune, ne mai dau o piatră albă.
care are, poate ar să aibă multe înțelesuri. În vremea aceea, când mergeai la judecată, judecătorul avea ori o piatră albă, ori una neagră. Piatra albă însemna că erai not guilty, piatra neagră era că erai guilty. Îți voi da o piatră albă. Dar mai avea încă un alt înțeles. Când o persoană importantă te invita la un big party, în loc de o invitație, îți dea o piatră albă. Și pe piatra aia scria numele tău. Și spune Domnul Iisus Hristos, îți voi da piatra aceasta albă. Pentru că acum tu locuiești unde este scaunul de domnie al satanei. Dar va veni ziua. Va veni ziua în care te voi lua la mine. Vei fi cu mine. Departe de orice ispită, departe de orice durere, departe de toate lucrurile astea pământești care trec atât de repede, care ne pot lua viața. Și pe piatra aceea scrie acolo, vei avea un nume nou, o nouă identitate în Hristos. Una care nu mai este definită de trecutul tău, ci de prezentul și viitorul tău. Și aș vrea să te întreb în această seară, dragul meu, oricine ai fi, analizează-te prin prisma doctorului suprem, al medicului suprem, al Domnului Iisus Hristos. Nu cumva ai acceptat compromisul în viața ta. Nu cumva în umblarea noastră de zi cu zi acceptăm libertinismul. Păi, oricum e bine. Nu cumva. Și Domnul Iisus Hristos îi spune îngerului, adu-le aminte de lucrurile acestea. Domnul Iisus Hristos îmi spune mie, fraților păstori, adu-le aminte de lucrurile acestea. Pentru că dacă nu le aduce aminte, s-ar putea să creadă că e ok. Mă, frate, ce se întâmplă în biserica asta voastră de tu ai ales subiectul ăsta? Nu se întâmplă nimic. Suntem niște oameni care avem nevoie să ni se predice cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Și trebuie să veghem. Nu m-am înțeles cu fratele Paul asupra mesajului lui, dar a avut exact același mesaj care l-am avut și eu. Wake up. Wear it. Walk it. Urmează să avem un botez în primăvara aceasta. Și vreau să fac un apel la cei care încă nu s-au botezat, care n-au făcut un legământ cu Domnul Iisus Hristos. Think about it. Nu te juca cu viața ta. Să nu cumva să vină Domnul Iisus Hristos cu bisturiul și să taie. Gândește-te. Și apoi o aplicație pentru toată biserica. Foarte scurtă. Pentru toată biserica. Biserica nu poate să trăiască în trecut. Antipa a fost martor bun, a murit pentru Hristos. Am avut părinți, bunici care au fost în on fire pentru Domnul. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Dar noi suntem în prezent. Și acum avem nevoie de mulți Antipa. Amen? Nu de fratele Contra, de Antipa. De unul care este contra păcatului. Biserica nu poate să trăiască în trecut. Biserica nu mai poate să trăiască, poate cum am trăit noi în România, cu regulile alea. Biserica, al doilea lucru, trebuie să aibă o pasiune pentru Dumnezeu și pentru trezire. Pentru că dacă nu avem o pasiune pentru Dumnezeu și pentru trezire, s-ar putea ca încet încet să se infiltreze nicolaiții și balamiții. Și ne strică pe toți. Și apoi, ultimul lucru, biserica nu poate trăi bazată pe o singură virtute sau pe o singură valoare. Valoarea bisericii din Pergam a fost, tu ții numele meu, știi Biblia, ai predicator bun sau mă rog, sau ai lucrul ăsta bun, ești plină de dragoste sau în biserica asta se vede dragoste, se vede relația, it's good. Dar biserica nu poate să trăiască based on one value. Biserica trebuie să îmbrățișeze toate valorile pe care Biblia le promovează. Asta doresc eu de la Biserica Agape. Asta dorește Domnul Iisus Hristos de la noi toți, indiferent din ce biserică suntem. Frați și surori, este timpul
să veghem asupra umblării noastre. Este timpul să avem grijă să nu ne contaminăm, pentru că așa de ușor ne contaminăm. Și noi zicem, oh, tinerii, da, ei sunt în mai mult danger să se contamineze, e adevărat, decât noi. Dar și noi. Dar și noi. Ei au, sunt predispuși la unele boli, noi la altele. Ok? Dar pentru toți, Domnul Iisus Hristos are același medicament. Penicilina pocăinței. Aș vrea să provoc în anul acesta care ne stă înainte. Zic anul acesta pentru că am avut darea de seamă. Haideți să ne pocăim. Amen? Haideți să ne pocăim. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, Tu mă cunoști, Tu mă știi. Și vreau să trăiesc lângă Tine. Vreau să fiu alături de Tine, Doamne. Pot să-L duc de nas pe fratele Crinișor, dar nu Te pot duce pe Tine. Pentru că Tu mă cunoști. Tu privești dincolo de hainele mele. Tu-mi știi viața. Și vă garantez, frați și surori, vă garantez, o viață de pocăință va aduce eliberare și va împlini Domnul Iisus Hristos și va împlini promisiunile pe care le-a făcut cu privire la biserica Lui și la poporul Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune în care să ne predăm Lui, în care să ne lăsăm pe brațul Lui, în care să ne mărturisim înaintea Lui, că de multe ori am lăsat garda jos. De multe ori poate am lăsat o moale cu pocăință, așa cum spunem noi, avem noi vorba aceasta. Am lăsat așa mai lightly. Haideți să mergem înaintea Domnului, spunem, Doamne, dă-mi Tu putere. Dă-mi Tu tratamentul potrivit. Și ajută-mă, Doamne, ca în secolul 21, aici, în locul acesta, să pot să mă pocăiesc și să pot să fiu un exemplu pentru generația tânără și pentru oamenii din comunitatea în care Tu m-ai pus. Ne rugăm cu toții, Doamne.